designed to inspire, educate, and empower young adults around the world. Welcome to the Manda Inspiration Show! Bună ziua, dragi prieteni și dragi ascultători! Numele meu este Ionuț Ungureanu, suntem în studioul FRP TV și azi este luni și dacă este luni, este ziua inspirației. Bine ați venit și bine v-am regăsit, rămâneți cu noi până la final. Astăzi avem un invitat de onoare, un invitat special. Avem cu noi în studio o persoană extraordinară, un profesionist de nivel internațional, fără niciun dubiu. Am onoarea și vă rog să mă ajutați să-l introducem în studio și în emisiunea noastră pentru prima oară pe Gabi Dumitru. Bună, Gabi! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și eu la rândul meu sunt onorat să fiu alături de dumneavoastră și de asemenea sunt onorat să pot să ofer un interviu acestei minunate televiziuni. Sunt fericit și bucuros în același timp că televiziunea noastră funcționează în mai multe țări, mai mulți români pot vedea lucruri despre noi, oamenii care voi considerați oameni de succes și oameni care pot să inspire alți oameni la rândul lor. Da. Considerăm la Manda Inspiration, considerăm că noi inspirăm pe ceilalți și ceilalți ne inspiră pe noi. Gabi, pentru românii de pretutindeni care ne urmăresc în această zi și în zilele următoare, cine este Gabi Dumitru? Ok, atunci să spun câteva lucruri despre mine, să iau cu începutul. Un copil de la țară care a plecat în 1980 din localitatea Săpata, județul Argeș la Pitești, la Clubul Sportiv Arii Pitești. Am evoluat timp de 8 ani în cadrul clubului Arii. De la 14 la 18 ani am fost component al echipei naționale de juniori a României UEFA 88, într-o generație de mare valoare, alături de Stăniș, Hanganu, Răducioiu, mulți alții. Am debutat în octombrie 1988 la FC Argeș într-un meci cu Victoria București 4-3, după care cariera mea de jucător profesionist a urmat până în anul 2000. Am trecut pe la mai multe echipe de primă ligă, începând cu FC Argeș, Flacăra Moreni, Rapid București, Gloria Bistrița, Universitatea Craiova și în final mi-am încheiat cariera după un an la Wuhan Hyunta, o echipă din China. Să spun că a fost o carieră încununată de multe realizări, cu succese deosebite, cu multă muncă, cu multă trudă, dar aș putea să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru darul pe care mi l-a oferit și eu la rândul meu astăzi încerc ceea ce mie natura mi-a dat, să scot din alți copii care sunt înzestrați ca și mine, să scot maximul și să reușesc să scot tinere talente pentru viitor. Wow, ce palmares incredibil! O legendă vie a fotbalului românesc și cred că merită acest titlu pentru că ceea ce a realizat Gabi nu se întâmplă în fiecare zi și cred că este o inspirație pentru noi toți, nu numai românii de pentru tine, dar și pentru cei din afară. Gabi, vom vorbi mai târziu despre ceea ce tu faci pentru copii în momentul de față. Mi-aș dori să ne întoarcem acolo în acea perioadă a copilăriei, să te întreb de unde sau cum s-a născut pasiunea pentru fotbal. Nu despre o pasiune. Pasiunea se dezvoltă ulterior. Vorbind despre ceva nativ, a fost suficient ca cineva, fiind copil la țară, care a descoperit că în mine există un anumit talent nativ, a îndrumat pe tatăl meu, familia mea, să mă ducă către acest fenomen, către fotbal. Și în 1980 am fost la o selecție de la țară, am fost la o selecție la Clubul Sportiv Arii Pitești, din 300... Nu mai țin minte exact numărul copilului, în orice caz au fost selecționați doi, dintre cei doi am fost și eu. Ascensiunea a fost una foarte rapidă, am stat la cămin timp de 8 ani, o perioadă nu tocmai roză în copilăria mea, am muncit foarte mult, visam în fiecare zi ce înseamnă să devii fotbalist, am muncit enorm, am trudit foarte mult, eu nu știam ce înseamnă vacanță, undeva... Numai fotbalul, să spun că mi-a arătat viața reală, pentru că părinții mei nu aveau posibilitatea, eram 4 frați și nu aveam posibilitatea să ne ducă în vacanță. Eu nu am văzut marea decât undeva pe la 14-15 ani și de acolo dorința mea pentru fotbal a fost una uriașă, efectiv, dar a fost în spate este o muncă și o trudă uriașă. Ce ai învățat, dacă m-ai spus tu, pasiunea vine după sau se dezvoltă în timp. Ce ai învățat tu în acea perioadă cât ai fost la cămin? O perioadă mai dificilă, mai grea?
Îmi doream foarte mult să copiii care stau la cămin erau considerați copii nu cu din punct de vedere financiar cu potențial. Cu atât mai puțin la țară viața nu era tocmai ușoară, banii erau puțini. Toată familia mea, tatăl meu, mama mea, cei la trei frați s-au sacrificat pentru mine și își luau fiecare din puținul pe care familia putea să-l ofere la momentul respectiv pentru a-mi oferi mie să pot să joc fotbal. O spun că nu a fost ușor, mi-este greu câteodată lăcrimez, mi-este greu să povestesc din copilăria mea, stau de vorbă foarte mult și îmi povestesc despre frumoasele momente în copilărie, din păcate nu am avut momente deosebit de frumoase, dar aș putea să spun că sunt fericit că am reușit să realizez și munca și truda pe care am, de care am dat dovadă, în final mi-a împlinit un vis cu care cred că talentul meu a reușit să mă ajute să-mi împlinesc acel vis. Talentul vine primul, cum ai spus tu, pentru un vis realizat. În același timp, ai dezvoltat niște calități, niște capacități, niște abilități. Poți să ne spui, te rog, ce a trebuit să însușească Gabi Dumitru ca fotbalist pentru acest palmares pe care l-am văzut? Este extraordinar. O mai mare dorință decât, poate nu am fost unul dintre cei mai talentați, dar într-adevăr, prin anii 84-85 eram declarat unul dintre cei mai talentați fotbaliști din România. La momentul respectiv aveai nevoie de conexiuni, aveai nevoie de oameni care să te susțină în anumite proiecte. Am reușit și am dobândit absolut singur. Peste tot pe unde am ajuns, în spatele meu nu a fost absolut nimeni și numai munca, talentul meu și determinarea mea de a-mi ajuta familia, de a-mi face o familie frumoasă, încercând să las în urmă trecutul copilăriei mele și încercând să ofer familiei mele, viitorilor mei, soției mele și viitorilor mei copii care astăzi sunt adulți de mare viitor și de mare perspectivă. Asta m-a determinat într-adevăr să lupt și să trec mai repede peste trecutul copilăriei mele. Wow, am vorbit despre o perioadă mai dificilă, mai grea din copilăria ta. Ce a urmat după? Ne poți spune, ne poți împărtăși unul, să spunem, dintre cele mai frumoase momente din cariera ta de fotbalist, dacă îți amintești, ca aventură, ceva ce tu ai realizat, ceva de care tu chiar ești mândru și poți să spui tinerilor celor care ne ascultă. Da, este sunt multe lucruri realizate pe care le-am realizat în cariera de sportiv. Pentru mine a fost un moment greu în 1991, am făcut o ruptură de menisc, eram jucător la Rapid. A trebuit să întrerup o perioadă de vreo 7 sau 8 luni. A fost un moment greu, am reușit să revin. Rapid București a renunțat la serviciile mele, după care Piteștiul mi-a întins o mână la momentul respectiv și nu a uitat că sunt piteștean. M-a readus înapoi la FC Argeș. A urmat undeva în revenirea mea, a durat puțin, a fost ok. Am întâlnit Rapid București în anul următor și imediat după acel joc, oamenii din tribună, Copos, foarte mulți oameni se întrebau cine este numărul 7 de la FC Argeș. Și când au spus că este Gabi Dumitru, fostul jucător al Rapidului, oamenii lor le-a venit să creadă. S-au întrebat cum de-au pierdut un jucător atât de ușor, iar la acel meci, galeria lui FC Argeș a scos o strofă, un imn pentru Gabi Dumitru, în care a spus: unul e Gabi Dumitru care a bătut Rapidul. Wow. Pentru mine a fost un moment senzațional, consider că a fost într-adevăr momentul meu de maximă fericire, dându-le bucuria suporterilor piteșteni și regrete celor care au renunțat atât de ușor la mine la momentul respectiv. Wow, a fost unul din momentele frumoase. Fericirea mea a fost maximă atunci când publicul a recunoscut cu adevărat ceea ce eu am făcut în acel meci și revanșa mea față de echipa care trebuia să gândească de două ori înainte să-mi dea drumul. Știm că în fotbal, pentru un fotbalist este foarte important, da, și salariul, și banii, și cariera, dar cel mai mult publicul, când simte publicul și atunci tu ai simțit că acei oameni sunt cu tine cu inima. Este uriaș. Nu există bucurie mai mare decât să simți că în spatele tău se află un public, să simți că oamenii din jurul tău, oamenii de care ești înconjurat, sunt oameni care te apreciază, care apreciază faptele tale, care te apreciază pe tine ca om. Dintotdeauna mi-am dorit în evoluția mea ca persoană, după ce m-am căsătorit și copiii mei, cea mai mare investiție pe care consider că am făcut-o a fost în familia mea și în copiii mei. Sunt mândru și fericit să pot să vorbesc despre familia mea, despre copiii mei, doi
tineri de un real succes, care sper din tot sufletul să contribuie la, la buna dezvoltare sau la schimbarea în mai bine pentru România. Vorbești de familie și cred că cu toții suntem familiști, convinși, mai ales noi ca popor și cultură. Unde este familia ta acum? Sau dacă dorești să... Da, pot să spun câteva cuvinte. Soția mea este în Pitești. Din păcate nu s-a putut adapta la Londra. Sunt singur de când am ajuns în urmă cu 7 ani. Copiii mei sunt în România amândoi. Tony a performat alături de mine la Eagles, a venit și a studiat în Marea Britanie managementul afacerii, management sportiv, iar astăzi este un tânăr consider de mare succes, este președintele Camerei Bilaterale de Comerț Exterior Române-Iordaniene, are 28 de ani, iar fiica mea, care are 25 de ani, a terminat medicina anul acesta în București, se pregătește pentru examen de rezidențiat și de asemenea pot să fiu mândru de realizările copiilor mei până în acest moment. Wow, ce familie minunată și cred că și tu ești, cum ai spus, și mândru și bucuros că ai putut să întemezi o astfel de familie și să duci mai departe. În opinia mea, ca și părinte, nu există bucurie mai mare pentru un părinte decât realizările copiilor. Este satisfacția maximă pe care viața ți-o poate oferi atunci când ești părinte. Bucuria cea mai mare înseamnă realizarea propriilor copii. Da, sunt părinte și pot să sunt de acord și simt ceea ce spune Gabi și cred că asta este, realizăm foarte multe în viața de zi cu zi. Însă, când vine vorba de familie, legătura și ceea ce noi reușim să ghidăm copiii să realizeze este incredibil, este impecabil. Da, e un opinia mea, principiul de viață de pe care merg, asta o spun și celor astăzi din businessul pe care fac din academia mea, spun părinților că indiferent de ceea ce faci în viața asta, copiii trebuie să fie o prioritate, iar cea mai mare investiție trebuie să fie în educație. Exact. Din păcate, dezamăgirea mea este mare. O societate sănătoasă nu se poate dezvolta decât pe 3 piloni importanți. Wow. Sănătate, da. Cultură, da. Învățământ și sport. Wow. Limba latină spune minte să mens sano in corpore sano, minte sănătoasă în corp sănătos. Pilonii de dezvoltare a unei societăți, aceste trei lucruri sunt cultură, sănătate și sport. Și sport. Din păcate, România a luat lucrurile invers. Și nici astăzi, după 30 de ani de la Revoluție, nu ne trezim la realitate să ne dăm seama. Dacă vrem să avem o societate sănătoasă, trebuie să facem sport. Dacă vrem să avem oameni apți, inventivi, avem nevoie de un învățământ bun. Dacă vrem să avem oameni care să producă și să meargă la serviciu cu zâmbetul pe buze și să fie fericiți, avem nevoie, în primul rând, de oameni care să fie inteligenți, care să studieze, oameni care să facă sport, ca ei să fie sănătoși, să poată munci până la, așa cum pragul de pensionare se ridică de la o perioadă la alta, ceea ce în opinia mea nu este normal, pentru că viața care astăzi le este oferită nu apucă să se bucure de pensie după 25-30 de ani de muncă, din păcate. Foarte mulți pleacă dintre noi și nu rămâne decât cu regretul că au muncit, au lăsat ceva în urma lor, dar din păcate nu se pot bucura și ei de pensionarea lor. Ai vorbit ceva despre România și cum decurg lucrurile în România. Vreau să te întreb și doresc să specifici ca fotbalist, cum a fost experiența ta în afară, în străinătate, față de sistemul din România? Experiența actuală sau experiența mea ca fotbalist? Când ai jucat în străinătate. Total diferit. Aș putea să spun doar atât. Pentru mine China mi-a arătat o altă lume și o altă civilizație. Am jucat într-un oraș foarte mare, aproape 12 milioane de locuitori, Wuhan Hyunta. Am stat într-o zonă rezidențială în care fotbaliștii erau tratați regește și pot spune că de acolo, hai să spun, am avut inspirația de a lua lucrurile importante și frumoase și am investit mai departe în copiii mei, așa cum mi-am propus din momentul în care mi-am făcut o familie, în sensul că le-am oferit copiilor mei tot ceea ce înseamnă cel mai înalt și standard de viață. Am făcut pentru familia mea ca standardul lor de viață să fie foarte ridicat. Eram foarte respectat ca fotbalist, eram foarte respectat ca om, oferea
sportivilor pentru a-și desfășura activitatea la capacitate maximă, diferite lucruri importante, gen la 2 săptămâni oferea un avion jucătorilor străini să putem să mergem să vizităm ceva, nu știu, salarii foarte mari, condiții foarte bune de lucru, da, totul a fost la cel mai înalt nivel. Consider că reușește România în ziua de astăzi să se inspire din sistemul din afară? Ar fi fost senzațional. Eu acum vorbesc de China, având în vedere că România este Uniunea Europeană deja de foarte mulți ani, ar fi trebuit să avem oameni specializați, oameni care să fie trimiși, într-adevăr, să vadă cum își desfășoară activitatea, începând de la un om de rând și luând pe categorii sociale până la cel mai înalt nivel și care este nivelul de viață și mod de dezvoltare pe fiecare categorie socială. Adică de la un om care muncește într-o fabrică până la cel care lucrează pentru stat în birouri și ar fi trebuit cu adevărat să aducem aceste, să spun, aceste inspirații în ceea ce privește dezvoltarea unei nații pe cei 3 piloni. Sunt convins că țările care au atins un nivel maxim din punct de vedere socio-economic l-au atins pe acești 3 piloni: sănătate, cultură și sport. Clar, absolut. Da, este cheia, să spun așa, a emisiunii. Suntem la Monday Inspiration, vorbim de inspirație. Gabi, ce te-a inspirat, ce te-a determinat să încep cariera de antrenor? A fost două momente, de fapt. Puteam să-mi continui cariera în Belgia, aveam impresar la momentul respectiv pe fostul mare jucător român, Mircea Petescu, pe care îl consider al doilea tată al meu, omul care mi-a schimbat destinul vieții. El m-a determinat, era impresarul meu, aveam posibilitatea să mai joc în Belgia un an la Berșot pentru o sumă frumoasă de bani. El m-a convins și mi-a spus că am vocație de antrenor, el fiind antrenor bună perioadă de timp la Sparta Rotterdam, un om care trăise în Belgia și în Olanda peste 35 de ani. Mi-a spus că am vocație de antrenor, mă roagă să renunț la cariera de jucător și să devin antrenor. La vremea respectivă, wow, între Pitești și Vâlcea, exista o școală de fotbal pe care dumnealui o conducea, făcut o selecție la nivel național, 28 de copii stăteau cu circuit închis, cazare, masă, școală între Pitești și Vâlcea. În prima fază am fost numit antrenor acolo, după care am condus acea școală de fotbal, iar dintre acea generație câțiva jucători au ajuns să facă performanță la cel mai înalt nivel: Luchin, Sălăgean, Oros, Petcuț. La vremea respectivă aveam mulți jucători naționali de juniori ale României, o națională frumoasă, copii născuți 1986, antrenați de profesorul Adrian Boiangiu. Aveam câte 6-7 jucători convocați la echipele naționale de juniori ale României. Wow! Ce moment cred transformativ în viața ta și o tranziție de la jucător la antrenor. A fost făcută foarte rapid. Am îmbrățișat foarte repede. La momentul respectiv nu eram antrenor. Doar îmi plăcea. Mircea Petescu doar îmi sugerase că ar fi bine să o fac. Dumnealui a fost omul care m-a ajutat și m-a împins să fac școală și m-a luat alături de dumnealui. Am mers și am studiat în Olanda și a fost alături de mine de la început până la sfârșit. Ce perioadă ai fost? Sau câte perioadă? În 2001-2003. 2001-2003. 2 ani. Te-ai specializat acolo? Absolut. Absolut. Și cum s-a desfășurat această profesie, să spun așa, carieră de antrenor? De ce și cum te simți acum ca antrenor de fotbal? Totdeauna m-am simțit foarte bine. Am antrenat în România la diferite cluburi, începând de la Olimpia Satu Mare, FC Baia Mare, FC Argeș, Al Roslatina, FC Olt. La nivel de divizia B am antrenat foarte mult. Din păcate, în România, nu știu dacă există criteriu valoric de promovare a tinerilor. Sigur, eu sunt în opinia mea, antrenorii tineri, cum eram și eu la momentul respectiv, trebuie să li se acorde mai multă atenție. Din păcate, nu li s-a acordat. Asta m-a făcut oarecum la un moment dat să renunț a mai antrena în România. Am cedat. Am încercat să-mi deschid o școală de fotbal ulterior, după care am plecat în Marea Britanie cu visul meu de a-mi face școala de fotbal, care eu în România nu am reușit. Aici deschidem alt subiect care îmi place foarte mult când vorbim despre vise, despre dorințe realizate, da? Și vă rog să fiți foarte atenți, pentru că acum vom vorbi, Gabi ne va explica, ne va povesti despre proiectul lui de suflet și te rog să ne spui tuturor de ce și cum a luat naștere proiectul Eagle. Da. Cred că e una dintre cele mai frumoase povești de viața mele. Mă consider un om împlinit în acest moment din punctul ăsta de vedere. În 2013 am ajuns în Marea Britanie.
dorind să schimb ceva în viața mea, ieșind cu școala de fotbal Viitorul Gabi Dumitru de la Pitești. Imaginea clubului meu era Sergian Luchin, care a fost prezent la deschiderea oficială și mai departe. Din păcate, din punct de vedere economic, nu am putut să continui ceea ce s-a întâmplat și atunci am decis să plec în Anglia. Am venit în primă fază și am lucrat ca și șofer la o fabrică de pâine a unor români, a unor oameni minunați cu care am avut o colaborare și o relație impecabilă, oameni pe care îi respect și am rămas, cred, într-o relație foarte bună și astăzi cu ei, după care am devenit managerul acelei fabrici de pâine. Tot a fost impecabil până ce am avut o discuție în care am spus voi continua împreună alături de dumneavoastră până la momentul în care eu voi simți că lucrurile nu vor mai merge și nu mă voi mai putea împărți în două. În 2014 a luat ființă cu adevărat Eagles Football Academy. Într-o zi de 1 iunie am făcut 11 punguțe. Am mers într-un parc, mergând cu pâine prin magazine, am împărțit flyere la diferite magazine și în prima zi am avut 7 copii care au fost prezenți în parc. De la cei 7 copii, cred că undeva în 6 săptămâni înainte de vacanță, am adunat în jur de vreo 30 și toată lumea era impresionată. Fostul fotbalist Gabi Dumitru își deschide școală de fotbal. Era tot doar un vis, încă nici eu nu credeam în el. În schimb, pasiunea mea, adică umblam cu obiectele, mă schimbam în vanul de la pâine. Era o chestie interesantă, dar pasiunea mea și nebunia pentru el Da, îmi doream foarte mult, am investit foarte mult. Tot ceea ce s-a întâmplat în perioada aia, toată munca mea, o investeam în acest proiect. Cumpăram diferite lucruri, obiecte. Îmi doream oarecum să pornesc acel proiect. Oamenii efectiv au început să vorbească de la unul la celălalt, au început să aducă prieteni, amici, cunoștințe. Fostul fotbalist Gabi Dumitru dorește să-și deschidă școală de fotbal. Și de acolo a început cu adevărat lucrurile să meargă. Da, astăzi pot vorbi de un alt nivel. Este oficial un club de fotbal, o academie de fotbal, da? Jucați și în ligă, am înțeles. Eagles Football Academy astăzi este un brand recunoscut din toate punctele de vedere. Este un brand recunoscut la nivel european, siglă cu unor nume. Suntem un brand european. În ceea ce privește desfășurarea activității din Londra, suntem la o scară foarte mare. Jucăm în două competiții, LA League în estul Londrei și London Premier Youth. Avem 10 grupe înscrise în competiție, copii de la 6 la 17 ani, antrenori profesioniști, băieți extraordinari la care efectiv de care mă atașez, țin foarte mult la ei și vreau să le mulțumesc pentru faptul că sunt implicați în proiectul meu, pentru determinarea care dau dovadă, pentru spiritul pe care îl au alături, pentru modul în care încearcă să formeze familii în grupurile de copii pe care le antrenează. Și cu acest prilej aș putea spune că sunt fericit oamenii care au rămas lângă mine de mai mult timp și sper din suflet să pot să le aduc bucuria pe care îi așteaptă, sau tinerii pe care îi antrenează să le aducă bucuria și satisfacția ca într-o zi ei să își amintească de cei care au fost alături de ei în cei mai grei ani din copilăria lor. Wow! Eagle Academy, un proiect, un vis împlinit, da? Un proiect de suflet și un business de mare performanță în ziua de astăzi, da? Adică este la nivel, cum ai spus, și național și european, un proiect... Este un proiect de, în opinia mea, de mare anvergură. Foarte mulți, din păcate pot spune, oamenii și-au pierdut verticalitatea. În cadrul academiei mele au lucrat foarte mulți antrenori. Și dacă ceva este supărător, este că atunci când aduci un antrenor, îl formezi, îi oferi o imagine și îți pleacă cu copiii din academie, este dureros. Din păcate se întâmplă, din păcate nația noastră de români nu putem să vedem și să mulțumim faptului că sunt aici împreună cu Gabi Dumitru și cu colegii mei și așa departe și doresc să fac altceva, să-mi iau copii din academie, să încerc să fac. Dar ca să devii brand trebuie să investești foarte mult din toate punctele de vedere, iar din punct de vedere profesional, dacă nu ai cunoștințele necesare, mai devreme sau mai târziu, acel micuț proiect care astăzi ți aduce bucurie
în opinia mea, numai financiară. El oricum se va închide undeva atunci când, din punct de vedere profesional, nu vei mai putea oferi ceea ce părintele și copilul așteaptă. Performa, da. Absolut. Vorbind de reușite, de performanță, poți să ne spui, te rog, unele rezultate sau cele mai frumoase rezultate deja obținute până acum cu Eagle Academy? Sunt foarte multe rezultate, enorm de multe rezultate, cupe, participări la turnee, câștigări de finale de cupă în Harrow Youth League, în London Premier Youth am fost primiți în urma acestei evaluări. Este o ligă foarte bună, o ligă privată, în care într-adevăr se cere un anumit nivel pentru a fi primit în această ligă. Este o ligă foarte bună. Sunt multe trofee, n-aș putea să le reamintesc acum pe toate. Ideea este că avem o vitrină a clubului foarte frumoasă și pe care ea se află momentan, se află la mine acasă, unde acolo dețin tot arsenalul Eagles Football Academy. Da? Avem o vitrină foarte frumoasă și sigur, într-o zi, poate cu altă ocazie, am să pot oferi imagini cu vitrina clubului în care da, se pot vedea rezultatele cu adevărat în cei 6 ani de activitate pe care e Academia. Da. Gabi, pentru oamenii, românii și părinții, știm că foarte mulți români sunt în UK și special în Londra. Poți să ne spui, te rog, pentru copiilor în vârsta de la 5-6 ani până la 17-16 ani, de ce ar trebui sau de ce ar trebui să intre în Academia ta? Poți să-mi spui, te rog, un pic despre cultura, despre disciplina, ce se întâmplă, de ce este diferit proiectul Eagle Academy față de alte academii? Absolut. Înainte să spun despre proiectul, m-aș vrea să spun că părinții, indiferent de natura sportului, ar trebui înainte de toate să-și ducă copilul să facă sport. Da. De la vârstă fragedă, este bine să nu-ți dirijezi copilul să facă ceea ce tu dorești să facă. Nu este neapărat fotbal, sunt foarte multe sporturi. Și asta le transmit și le spun părinților. Sunt pe ordinea priorităților. Când vine un copil la academie, în opinia mea, până undeva pe la 15-16 ani trebuie să fie ordinea priorităților. Prioritate trebuie să rămână școala, nivelul educațional. Da. Foarte important este ca școala să fie prioritatea numărul 1, iar sportul să fie ca un mijloc, ca un mod de relaxare, ca un mod în care să-i ofer copilului plăcerea și bucuria pe care el dorește să o aibă. Asta și spun, le transmit părinților. Dacă copilul tău a venit astăzi și îți transmite că nu ar vrea să meargă la antrenament și îți va spune și mâine, atunci nu-ți forța copilul, oferă-i alternativa pe care el o dorește, iar dacă copilul tău simte și spune, te întreabă de mai multe ori când mergem la antrenament, când este ziua de antrenament, când avem, asta înseamnă că bucuria lui este ceea ce a ales fotbal și este ceea ce el își dorește foarte mult și atunci este bine să-l susții, să continue, cu atât mai mult în proiectul Eagles în care, din punct de vedere educațional, pentru mine, prioritate rămâne școală. Iar fotbalul să fie o componentă a plăcerii și dorinței copilului și nici de cum a părintelui. În momentul în care ai ales ca copilul tău să facă parte din Eagles, trebuie să respect niște reguli foarte clare, în special reguli de conduită. Din punct de vedere al modului de desfășurare activității, nu vreau să supăr pe nimeni. Avem o mare problemă. Noi suntem cunoscători ai politicii și ai sportului, mai cunoscători decât nimeni alții. În momentul în care întrebe cineva, știe fotbal la fel de mult ca și mine. Din păcate nu se poate pricepe la fel ca și mine. Din păcate spre politică toată lumea vorbește, dar fără să o perceapă, fără să studieze, este foarte greu să criticăm, dar în schimb ar trebui să analizăm cu în profunzimea lucrurilor ca să putem să înțelegem. Asta este una din lucrurile care pe mine mă frământă foarte mult, nivelul educațional al copiilor, dar foarte mult mă macină în rădăcinile acestor copii. Întotdeauna când vine un copil, chiar dacă părinții știu sau nu știu, eu totdeauna mă uit cine se află la temelia acestui copil, cine se află în spatele lui și atunci pot face o analiză în perspectivă din punct de vedere educațional, din punct de vedere comportamental și sportiv, potențialul pe care copilul poate să-l atingă ulterior în decursul anilor. Wow, deci un sistem care este orientat special pe copil, da, pentru dezvoltarea lui, cum ai spus, nu numai profesional, dar și chiar și personal. Și în special educațională. În opinia mea, îmi doresc foarte mult sau nu a reușit prin sport, dar în schimb a devenit un performer în orice alt domeniu de activitate. Eu le cer copiilor din academie și le spun așa, dacă eu mi-am dorit întotdeauna să fiu cel mai bun antrenor și atunci când am fost invitat undeva, am spus și le-am spus de față, eu sunt cel mai bun antrenor, eu, Gabi Dumitru, și o repet de foarte multe ori și le spun, Gabi Dumitru este cel mai bun.
Fii convins că de la mine poți învăța. Fii convins că există lucruri importante care le poți învăța. Același lucru le spun jucătorilor mei. Totdeauna tu trebuie să țintești foarte sus. Nu te mulțumi niciodată unde te afli. Țintește vârful piramidei, chiar dacă nu vei reuși să ajungi în vârful piramidei, dar vei reuși să ajungi undeva, pe o scară. Dacă nu vei face asta, va fi foarte greu să reușești, neavând ca țintă vârful piramidei. Da, deci mentalitatea, lucrezi foarte mult la mentalitatea. Obligat. Țin enorm de mult la treaba asta. Wow. Încerc să le spun și părinților să fie alături de copiilor, să creadă în copiilor, să-i susțină în ceea ce vor să facă, iar atunci când ei nu mai vor să facă, să înțeleagă, să fie alături de ei și să le canalizeze energiile acolo unde ei doresc să funcționeze și să performeze la capacitate maximă. Deci este un sistem integru, adică integrativ, în care tu iei și transformi practic copilul într-un, nu numai un profesionist, dar și te ocupi de partea lui, cum ai spus tu, și îl ghidezi pe partea de educație, pe partea de dezvoltare personală, în sensul că... Asta se dorește. Asta se dorește. Asta se dorește în cadrul Academiei, fiecare antrenor trebuie să lupte pentru acest aspect. Este prin natura noastră umană a celor adulți. Trebuie să învățăm să fim exemple, modele pentru tinerii de care ne ocupăm. Indiferent de natura învățământului în care lucrăm, că lucrăm în sport, că lucrăm într-un mediu privat, o companie, că lucrăm în învățământul superior de stat, în învățământul minori, grădinițe, indiferent, trebuie să învățăm să fim modele, noi adulții care lucrăm cu acești tineri, să fim modele și exemple pentru ei. Eu aș fi foarte fericit. Lucrez cu foarte mulți părinți din Academie. O spun și o repet, este foarte greu. În momentul ăsta pentru mine este extrem de greu, nu neapărat lucru cu copilul, este extrem de greu lucru cu părintele. Un părinte care crede copilul lui la 8 ani este deja un talent uriaș. El este un copil cu nativ, născut. Nativ, da. Dar pe această scară de formare există atât de multe lucruri care se pot întâmpla în formarea lui ca sportiv și ca om. Mulți factori perturbatori. Sunt trei factori importanți în momentul în care copilul ajunge să se dezvolte. Între 15-18 ani sunt trei factori vitali. Factorul psihologic, factorul mental, factorul hormonal și factorul fizic. Toate aceste transformări, la un moment dat, pot să ducă copilul într-o anumită direcție. Sunt foarte mulți copii în perioada de maturizare, din punct de vedere psihologic, să spunem, mental, copilul o ia într-o direcție, începe să considere că prietenul lui face ceva bun, dar de fapt nu face ceva bun. Intră într-un mediu nepropice și deja a ales un drum greșit. Factorul fizic se dezvoltă, devine bărbat, începe să-i placă ce vede. Fiecare dintre noi suntem bărbați. Vedem ceva frumos. Este un factor, dar el este natural. El așa trebuie să întâmple. Este un factor fiziologic care așa trebuie să întâmple. Problema este cum gestionează. Vine factorul hormonal. Acel factor care, în opinia mea, copilul în această perioadă de dezvoltare nu știe cum se perceapă. Dacă în spatele lui nu există aceste discuții cu copilul, acest factor îl poate dărâma. Pentru că aceste trei transformări îi transformă pe foarte mulți dintre ei. Unii renunță, crezând că sunt făt frumos și se vor face fotomodele. Alții renunță, intrând într-un anumit climat care nu este propice pentru el, dar băiatul ăla câștigă bani ușor și știe el cum. Foarte mulți intră în găști de genul alcool, țigări, droguri. Foarte mulți sunt curioși și împinși către aceste tentații. Da, da. Ceea ce se întâmplă în perioada între 14, 17, 18 ani este vital în evoluția. Dacă cineva mă întreabă pe mine, cea mai mare investiție în copiii mei sau cele mai multe discuții trebuie să făcute în această perioadă de transformări fizice, psihice și hormonale. Părintele are un rol vital, pedagogul, mentorul, antrenorul de sport, profesorul de la școală, grădinii, cu toții avem un rol vital. Dacă undeva se întâmplă ca cei care au trecut prin mâinile noastre să eșueze și să devină, nu știu, oameni, să spunem, care nu vor reuși, nu oameni neapărat de succes, dar oameni care să se facă respectați în societate, undeva am contribuit și noi, nereușind să-i ducem pe drumul cel bun. Da, da. Prin tot ce ne-ai spus, Gabi, noi vedem și ne dăm seama că, de fapt, Gabi Dumitru este mai mult decât un antrenor de fotbal, un director de academie și așa mai departe. Este un mentor, da, și mai mult decât atâta, un model. Ești un model pentru foarte mulți dintre noi
Și cred că ai putea să ne spui ce te-a ținut pe tine pe cale. E foarte important pentru tinerii care ne ascultă și pentru cei care performează deja. Ce a trebuit tu să faci diferit față de ceilalți care au renunțat la visele lor, la cariera lor? Ce te-a determinat pe tine să rămâi pe cale? Ce te-a motivat? Ce te-a ajutat să rămâi pe cale integru? Nu, este extrem de important, încă o dată, țintele și ceea ce îți dorești în viață. Sunt latura, să spunem, socială, familiară, da. Și mediul în care tu ai ales să lucrezi. Ceea ce vrei să faci. Eu mi-am dorit cele două lucruri. Din punct de vedere al carierei mele, mi-am dorit să performez maxim atât cât voi putea, îmi voi dărui absolut toată, și absolut toată inteligența mea și tot ce se va întâmpla cu viața mea, acestei pasiunea mea pentru fotbal, pentru sport, pentru a ajuta tinerii să integreze într-o societate normală, dar folosind sportul ca o componentă în educația tinerilor, iar pe de altă parte, familia pentru mine a fost factorul cel mai important care m-a ajutat efectiv să rămân într-un echilibru, da. Absolut. Fără acest echilibru al familiei, nu știu dacă aș fi reușit. Eu nu am fost un sportiv tocmai, am fost un profesionist desăvârșit, dar aș putea să spun că eram un sportiv care familia m-a echilibrat foarte mult. Wow! Deci ai reușit să ne spui exact secretul pentru a reuși în viață, nu neapărat în fotbal, dar absolut. În orice ce-ți dorești tu ca și individ. Absolut. Incredibil. Absolut. La Monday Inspiration ai reușit să ne transmiți și pasiunea pentru fotbal, pentru viață, chiar ai vorbit și puțin despre business. Doresc să te mai întreb, care sunt obiectivele pe termen scurt, mediu sau lung la Eagle Academy? Ce-ți dorește? Da, la Eagles Fundul Academy facem pași importanți în acest moment în formarea tinerilor talente din Academie, din punct de vedere individual. Am semnat un parteneriat cu unul dintre cei mai mari impresari din România, frații Ioan și Victor Becali, oameni care au dorit să colaboreze cu noi după ce au fost informați și după ce au urmărit proiectul Eagles. Dorim să formăm individualități, oameni care să performeze atât în sport cât și mai departe după ce vor reuși să facă performanță în fotbal pe termen scurt și mediu, iar pe termen lung Eagles Football Academy în acest moment a fost acceptat pe platformele de francizare, vom deveni brand la nivel european și sperăm ca acolo unde noi vom fi vom deschide filiale Eagles să putem să oferim ceea ce astăzi oferim la Londra, un viitor încercăm atât din punct de vedere social cât și din punct de vedere sportiv. Wow, un proiect care educă, inspiră, cum ai spus tu, și formează tinerii să fie modele și pentru ceilalți. Gabi, timpul este limitat, am dorit să petrecem mai mult, cu siguranță sper că vom avea timp să te invităm din nou în studio. Aș dori să ne inspira foarte mult astăzi, aș dori să menționezi cui dorești să-i mulțumești ca mentor ai tăi, pe cine ai avut tu oameni pe care te-ai bazat de-a lungul carierei tale, de când ai fost tu copil și până în prezent, cui dorești să-i mulțumești pentru tot ce ai reușit ca performanță? Da, sunt foarte mulți oameni care au contribuit la evoluția mea. În primul rând vreau să mulțumesc familiei mele. Enorm de mult. Întregii mele familii, mamei mele, tatălui meu, bunicii mele, fraților mei care cu toții atunci când eram copii s-au sacrificat pentru ca eu să joc fotbal. Merg mai departe profesorului Georgescu care timp de 8 ani mi-a fost ca un tată la Aripitești. Familiei mele, soției mele, copiilor mei care efectiv m-au ajutat să fiu cu adevărat ceea ce sunt astăzi, mi-au oferit bucuria de a fi un părinte împlinit. Sper ca și ei să reușească să țintesc în vârful piramidei, sper să reușească ambii copiii ai mei să ajungă cât mai sus spre vârful piramidei. Iar omului care mi-a schimbat destinul după cariera de fotbalist, care astăzi nu mai este printre noi, Mircea Petescu, omul care pentru mine a fost ca un tată, a fost mentorul și omul care a crezut în visul meu, omul care a crezut în calitățile mele și căruia aș putea să-i spun că îi datorez ceea ce sunt astăzi. Wow, fantastic! Mulțumim din suflet pentru că ai acceptat invitația la Monday Inspiration. Gabi, ultima întrebare, mai mult decât o întrebare, o invitație pentru românii de pentru tineri, un mesaj din suflet de la Gabi Dumitru, pentru toți românii de pentru tineri. Nu pot decât să
le transmit gânduri bune, multă sănătate tuturor, să aibă grijă de ei, de familiile lor, și dacă toți stau departe de casă și fac acest sacrificiu alături, departe de familie, să încerce să se gândească înainte de toate dacă pot face, dacă pot investi mai mult în sănătatea lor, în cultura și în dezvoltarea nației românești, să o facă fiecare atât cât de puțin pot contribui ei să o facă, pentru că România și noi românii merităm mult mai mult. Da, mulțumim mult, Gabi. Și eu mulțumesc foarte mult pentru invitație, apreciez. Dragi ascultători și dragi prieteni, vă mulțumim pentru timpul acordat. Vă invităm lunea viitoare la nouă ediție de Monday Inspiration Show. Între timp, vă dorim o săptămână reușită, vise împlinite, multă sănătate, pace și rămâneți cu bine. Vă mulțumim pentru toți, țineți minte, trăiți, visați și iubiți. Vă mulțumesc, numele meu este Ionuț Ungureanu și ne revedem data viitoare cu următorul episod la Monday Inspiration Show. Vă mulțumesc, la revedere!